Bună și bine v-am regăsit! Astăzi vă invit în dulapul meu cu parfumuri pentru că am făcut o curățenie și cum v-am obișnuit, la fiecare început de sezon fac curățenie și îmi pun în dulapul acesta care are 3 sertare, de fapt 2 mai mici și unul mai mare. Îmi pun aici toate parfumurile pe care vreau să le port și astăzi vorbim despre parfumuri de toamnă, parfumuri pentru perioada rece. Am dus în celălalt dulap parfumurile citrice, fresh, parfumuri de vară, parfumuri proaspete. Am mai oprit și aici câteva, însă în mare parte aici am parfumuri pentru perioada rece și parfumuri de tranziție. Și am aici câteva. O să vorbim despre parfumurile pe care vreau să le port în următoarea perioadă, însă sunt multe parfumuri pe care de-abia aștept să le port în perioada următoare. N-am vrut să fac o selecție cu parfumuri de toamnă pentru că am prea multe, sunt parfumuri care îmi plac foarte mult, așa că o să vi le arăt pe toate și voi o să vedeți în parfumurile săptămânii exact ce parfumuri port și exact ce alegeri fac eu. De obicei încerc să le pun în sertare. Nu vreau să stea parfumurile aici, asta pentru că avem și o pisică și s-ar putea să sară în ele și nu aș vrea asta, dar încerc să le pun în sertare. N-am vrut să le pun acum pe toate pentru că trebuie să le vedeți și pe celelalte, adică nu vreau să le vedeți așa îngrămădite și să nu înțelegeți nimic. Oricum o să vă povestesc așa în mare despre parfumurile pentru perioada următoare, pentru perioada aceasta. Uite, de exemplu, Amouage Honor 43, vreau să-l port pentru că nu prea l-am purtat de când l-am luat în perioada caldă și mi s-a părut că este un pic cam mult, are și o piele în el care îi dă destul de multă profunzime, este un parfum puternic, chiar dacă are și ceva proaspăt acolo. Alte parfumuri pe care vreau să le port, de-abia aștept să le port, sunt acestea, The Merchant of Venice, cum se numește, La Fenice, știți că l-am cumpărat în perioada caldă. Avem Quatre Iconic de la Boucheron, la Danța de le Libelule, Kenzo, cum se numește acesta, Kenzo Amour, este un parfum vanilat care miroase a orez cu lapte. Este super dulce, așa miroase ca zahărul vanilat, este super cozy. Am aici niște parfumuri de la Lorina, am așa, le-ați văzut deja într-un clip, Black Kiss, Lyra X, Lost Cherry și mai am și Pradox. Da, nelipsitul meu, Zadig & Voltaire, This Is Her, de toamna până când trece vara, iarna, este superb. Am mai scos Kenzo Elixir, care este un fructat dulce. Am aici și Satin. O să vă arăt așa strict parfumurile pe care nu le-ați mai văzut de mult la mine. De-abia aștept să port acest Oud de la Purfam de la Rituals. Este superb și este super intens și persistent. Am aici un decant de Gridior. Vreau să-l port în perioada rece pentru că cred că mai potrivit este în perioada rece. L'Herbe de Nirmala este din nou un parfum superbisim, delicios și numai bun pentru această perioadă. Mai am aici decanturi, Velvet Chocolate, Eau d'Huile de la Diptyque. Jo Malone, Scarlet Poppy, din nou foarte potrivit acum. Am mai scos și Pure Excess de la Paco Rabanne. Și haideți să vă arăt și parfumul pe care îl port astăzi. Amo Ferragamo, îl iubesc de nu mai pot. Îl iubesc. Așa, mai avem Scandal, sau Scandal la Paris, parcă e, da? Și Elisab, deci parfumurile astea sunt super potrivite toamna, Fire Your Desire de la Emir și avem Elisab Girl of Now, originalul. N-am mai reușit să mai cumpăr alt flanker pentru că n-am reușit să-l port nici pe acesta,
dar o să mai povestim despre ele. Și am aici un pudrat care cred că merge foarte, foarte bine toamna. Este un parfum cu iris, este un parfum condimentat, ancor de la Teo Cabanel. Ah, haideți că nici nu vedeți ce vorbesc eu aici. E foarte interesant, este foarte intens, nu este un parfum ușor, nu este deloc ușor, nu este deloc un parfum de cumpărat blind, dar eu l-am luat blind. Și nu este ușor de purtat, da. Haideți să trecem la următorul sertar. Aici nu mai avem accesul atât de ușor, dar vă arăt parfumuri pe care aștept să le port cu nerăbdare, cum este La Belle, cum este Si. Am aici multe parfumuri versatile, cum este Idol, Idol EDP-ul, apoi avem Libre, Intens și Le Parfum, ambele îmi plac extraordinar de mult. Caramel, o să încep să vă înnebunesc chiar cu caramel, pentru că este un parfum cu caramel, caramelicios și cald și dulce, nu l-am purtat vara. Am zis că o să vă zic cum se comportă vara, dar este un parfum super dulce și nu cred că se potrivește cu vara. Mai vreau să port și parfumul acesta de la Givenchy P, care de fapt este pentru bărbați, dar este delicios și el. Așa, niște noutăți pe care vreau să le port. Burberry Goddess este cea mai frumoasă vanilie pe care eu am descoperit-o în ultimul timp și pe mine persistă super bine. Știu că am primit comentarii că nu persistă, nu știu ce să vă spun, eu îl ador. Așa, vorbim și despre Star, noul parfum de la Maubusson. Să știți că mi-am schimbat părerea. Poate că ați văzut puțină dezamăgire în... sau ați auzit în vocea mea o dezamăgire atunci când am filmat unboxing-ul cu acesta, însă pentru vremea rece este un must have. E superbisim și este super intens, deși probabil că am avut o pasă proastă, nu știu ce s-a întâmplat, dar mi s-a părut că nu este atât de intens, dar el e super intens. Mai avem Black Orchid, care poate fi purtat. Mai am acolo în spate Angel, La Petite Rome Noir și, bineînțeles, o să port Hypnotic Poison. Sunt 3 parfumuri pe care le-ați mai văzut la mine, deci nu vreau să insist cu ele. O să vă arăt parfumurile pe care le-am pus aici, dar am păstrat și din cele pe care le purtam înainte. Vanil. Vanil de la L'Occitane. Este o vanilie caramelicioasă, o vanilie dulce. Cred că mai mult caramel. Așa, ce mai avem aici? Guess Seductive Noir. Mai am acolo Mon Guerlain. Un alt parfum care merge foarte bine acum este acest Michael Kors Sexy Amber. Acum vă mai arăt așa din ce ați mai văzut deja, Chanel numărul 19, merge și el în perioada asta. Ce mai avem aici? Netare D'Ambra, super, super bun în perioada următoare. Și cam atât în sertarul acesta, pe restul vi le-am mai arătat. Haideți să trecem și la următorul. O să vă arăt eu care sunt treburile pe aici. De-abia aștept să port acest parfum lemnos care se numește Bullshit și este de la Yuvo. Foarte mișto este parfumul și destul de rar întâlnit, mai ales pe YouTube. Vanilla 28 de la Kayali. Îmi trebuie o sticlă full size pentru că țin de ea. Îmi place foarte mult cum miroase. Mie miroase și a vată de zahăr, și a vanilie, și a caramel. Mai avem pentru perioada rece Lolita Land. Serge Lutin, L'Orphelin.
Am întrerupt puțin, dar sper să nu mă repet și o să vă arăt așa, în mare, niște parfumuri pe care de-abia aștept să le port în perioada următoare. Alive, mie mi se pare un parfum superb pentru toamnă. Apoi, pe acesta l-ați mai văzut, Palazzo, de la Fendi, Midnight Poison. Apoi, Poison, cred că pe el o să-l port iarna. Ce mai avem pe aici? Tot așa, Poison Girl. Vi l-am arătat pe L'Orphelin, despre el o să vorbim la un moment dat. Apoi, tot așa, pentru perioada mai rece, avem Nasomato. De la Rituals avem Odorient și pe el vreau să-l port. Ce mai avem pe aici? Ce poate fi purtat toamna, dar când se mai răcește, avem niște parfumuri accesibile. By Invitation, nu mai știu, este un parfum de vedetă, o să vă scriu pe ecran. De la Hermes avem Lambră de Mervei, foarte frumos. Calotinis, Coffee Addict, dar la fel când se mai răcește. Ce mai avem pe aici care poate fi purtat toamna? Roșa, avem Absolut, despre el nu v-am povestit și nici nu am, l-am cumpărat în perioada caldă, nu l-am pus în niciun haul, dar îmi place foarte mult, este foarte potrivit toamna și iarna. Un accesibil este acest cuir de nui de la Yves Rocher, este super frumos toamna. Apoi avem aici Tendre Madeleine de la Le Senteur Gourmand, a fost o nebunie cu el într-o perioadă. Un alt parfum care mă duce cu gândul la toamnă este acest Gucci Guilty Absolut de Parfum, Absolut Parfum. Și pe el o să-l port. Și mai am aici un parfum foarte dulce, din păcate nu aveți cum să-l găsiți, este la Manturier, Glee Eden, așa se numește. Și cam atât în sertarul acesta cu parfumurile. Mai am aici Flower Bomb. Și acum chiar trecem la următorul sertar. Aici trebuie să țin camera în mână pentru că este foarte jos. Dulapul este un dulap de la IKEA. Însă mă deranjează faptul că sertarele nu se deschid destul de mult și am multe parfumuri în spate pe care le scot destul de greu de acolo. Haideți să vedem ce avem aici de toamnă. Avem așa, poate fi purtat și L'Interdit de la Givenchy, apa de parfum, apoi Sakura, de-abia aștept să port Sakura. Tot așa de toamnă mai este și Lalique Le Parfum, parcă așa se numește, despre care v-am povestit recent. Da. Apoi avem acest Trussardi care este superb, foarte potrivit pentru toamnă. Acolo avem inimioarele de la Mugler, Aura Sensuel și Aura. Tot pentru toamnă, acesta este un parfum foarte bun, Obsession de la Calvin Klein, un parfum accesibil și superbisim. Am aici un Gucci despre care din nou nu v-am povestit, Gucci Eau de Parfum. O să vorbim și despre el, are o sticlă foarte grea și foarte mare, dar cred că este discontinuat de mult. Aici am Olympia Intens pe care pot să-l port și în perioada rece. Am acolo Jean Paul Gaultier Classic de Teul și Wonder Woman, parcă așa se numește, da? Oh, da. Și acest Aura EDP este foarte bun de purtat toamna, însă cel mai frumos, cel mai potrivit este A La Folie. La noi trezor A La Folie îmi place foarte mult. Am și EDP-ul aici, parfumuri de la Narciso Rodriguez pe care le văd foarte versatile. Apoi ce mai avem pe aici? Tot așa Narciso Rodriguez, versatile, Jo Malone. Mai avem Irresistible, acesta iar este un parfum foarte potrivit toamna, Donna Karan New York Delicious Night.
Și două parfumuri pe care aștept să le port cu nerăbdare. Este vorba despre Crystal Love de la Attar Collection. Și încă unul este acest Morph Rose J. Este un parfum cu trandafir, dar este destul de întunecat și proaspăt în același timp, dar mi se pare mai potrivit toamna. Nu este atât de luminos. Și cam atât. Ce mai avem pe aici? L'Air du Temps, foarte frumoasă sticla asta. Mai am aici Carolina Herrera, pantoful. Și Brazilian Crush, am aici o variantă super mare. Nu știu cât are acesta. 240 de ml, este Brazilian Crush 62-ul. Nici nu are loc în dulap. Mai am acolo la Tafa Iara și încă un C, un EDP și cam atât. E bine, cam așa stau parfumurile în dulapul meu cu parfumuri. Aceasta a fost curățenia de început de toamnă. Probabil că vor mai fi modificări, însă în mare parte acestea sunt parfumurile pe care vreau să le port cu nerăbdare și mai am câteva pe care nu vi le-am arătat pentru că o să le vedeți într-un haul. De obicei încerc să-mi pun parfumurile în sertare și pe tava aceasta îmi pun parfumurile pe care vreau să le port săptămânal, însă mă uit mereu în sertare și port ce simt nevoia să port, nu mă limitez la ce am pe tavă, însă cam așa stau lucrurile. Sper că v-a plăcut clipul de astăzi, noi o să ne vedem în curând cu un video nou. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, să-mi lăsați un like, puteți să împărtășiți și cu prietenii voștri și vă invit și pe Instagram, acolo unde postez zilnic. Până data viitoare, v-am pupat! Pa, pa!